Pandurii Târgu Jiu s-a impus aseară cu scorul de 2-1 pe terenul echipei Șoimi Pâncota într-un meci contând pentru 16-mile Cupei României. Golurile gorjenilor au fost marcate de Mevlia în minutul 22 și Cornel Predescu în minutul 85. Pentru gazde a punctat Flavius Băd în minutul 31. Petre Grigoraș s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut la Pâncota, nu și de evoluția jucătorilor săi. El a acuzat faptul că FRF a programat meciul la nici 48 de ore distanță între meciul de campionat de la Giurgiu și cel din cupă. Este o victorie obținută cu greu și recunosc cu puțină șansă. Asta nu înseamnă însă că ne-am mișcat noi rău, dar am întâlnit aici niște condiții de joc foarte grele. Un teren foarte, foarte moale, denivelat, care a avut darul de a echilibra din start forțele. Mă bucur că până la urmă e totuși o victorie care ne asigură calificarea în faza următoare a competiției. Să sperăm că atunci nu vom mai avea aceeași programare, să jucăm în campionat și apoi la 48 de ore în cupă. Și acum am vrut să respectăm competiția. E bine că totul s-a încheiat cu bine, a declarat Grigoraș. Antrenorul echipei Șoimi Pâncota susține că echipa sa a jucat de la egal la egal cu Pandurii. Am fost înainte de joc, am fost în timpul jocului, suntem și după joc cu echipa care a plecat din poziția de outsider. Îmi place să cred că ne-am ridicat la nivelul unei echipe foarte bune de Liga 1, chiar dacă ce a spus antevorbitorul meu, suprafața de joc a s-a puțin de dorit. Astea sunt condițiile în care noi ne disputăm jocul de acasă. Poate pe o suprafață de joc mai bună, ocazia noastră care am avut să fi concretizată. Pandurii va juca următorul meci luni de la ora 18:30 pe teren propriu cu Oțelul Galați.